Oh, ce carte interesantă. Acum, că am văzut și eu puțin înainte, hai de la unde am rămas. Aoleu, dar nu știu unde am rămas. Am o idee. Voi folosi noua mea semn de care. Perfect, de acum pot să mă uit înainte, fără probleme. Salut, eu sunt Andrei și astăzi vă voi arăta cum faceți. Este o metodă foarte ușoară de a face un semn de carte și îl poți decora cu ce animal vrei tu. Și îl poți, dacă nu găsești în casa ta un semn de carte, poți să-ți faci noua ta mică și drăguță, animal de companie, semn de carte. Pentru a face această micuță, știu, că te va ajuta foarte mult dacă îți faci să citești, vei avea nevoie doar de o hârtiuță cu 9 cm, 5 mm și cealaltă latură la fel, 9 cm și 5 mm. Păi, haideți să începem să facem această chestie. Pentru tot ce trebuie să faci este să îndoi, așa. Am nu chiar tot. Și acum, vei lua și vei îndoi, cam așa, și la fel, și după aia vom desface, și această parte o vom da în jos, pentru a obține un trunchi, iar după aia vom băga pele de sub, aceste colțuri. Și după ce faceți acest pas, ai terminat! Acum, tot ce trebuie să mai faci pentru a termina acest lucru, să o înfrumusețesc cu câteva culori vii. Cam asta este rezultatul nostru de azi. Eu am desenat într-o pisicuță. Voi puteți desena în ce animal dorit voi. Puteți adăuga și niște urechiușe și să o folosiți cu bucurie. Cred că v-a plăcut acest videoclip și vreți mai multe episodul din noua noastră serie Mic cum se face, lasă un like, subscribe și nu uita să apeși pe acel clopoțel ca să primești notificări atunci când vrei să mai videoclipuri. Eu am fost Andy și pa, pa!